trecut un an de doliu pentru familia și pentru țara noastră. După regina Ana, regele Mihai a plecat la cele veșnice, lăsând tristețe și un mare gol în sufletele noastre. Dar părinții mei au trăit fiecare zi a vieții lor convinși că pentru țara noastră există un mâine. Mama mea spunea adesea, mâine este o nouă zi. Asemenea ei, aș dori să vă transmit câteva gânduri înainte de a începe un an nou. La cumpăna din ani, avem ocazia să contemplăm trecutul, la un secol de la Marea Unire și de la încheierea primului război mondial. În același timp, avem datoria de a privi cu limpezime spre anul care vine, când, pentru prima oară în istorie, România va avea președinția Consiliului Uniunii Europene. Centenarul Marii Uniri a fost cea mai importantă sărbătoare a întregului an. Dar primul război mondial a fost o sângeroasă tragedie și România Mare a fost obținută cu un imens sacrificiu uman. De aceea suntem uniți în sărbătoarea noastră, fără triumfalism, dar cu mândrie națională. Astăzi, după 100 de ani, cugetul nostru se bucură, în timp ce sufletul nostru lacrimează. Să fim mândri pentru Marea Unire și recunoscători pentru pagina glorioasă scrisă de armata noastră. Dar să nu uităm niciodată că fiecare familie de români a fost în doliu la acea vreme. Centenarul Marelui Război este și un moment de comuniune în Europa. Comemorăm sacrificiul poporului nostru, dar onorăm și memoria tuturor soldaților din alte țări, atât dușmani cât și aliați, care au luptat pe pământ românesc acum un secol. Ne rugăm pentru sufletele lor și ne alăturăm restului continentului, spunând, nicio problemă europeană nu va mai fi vreodată rezolvată prin violență. După caderea comunismului, în decembrie 1989, tatăl meu a militat pentru integrarea României în NATO și în UE, iar efortul lui s-a bazat pe înțelegerea lecției de istorie din secolul trecut. Europa întreagă și liberă nu este un slogan politic, ci un element esențial în protejarea păcii noastre. România va prelua președinția Consiliului Uniunii Europene la 1 ianuarie 2019. România este capabilă să încheie președinția cu succes, oricât de dificil ar fi acest lucru. Sunt sigură că angajamentul nostru față de Uniunea Europeană rămâne constant și solid, oriunde mă aflu în localitățile țării și în Republica Moldova, sunt mișcată de bunăvoință exprimată pentru familia regală, dar și de deschiderea față de instituția coroanei, față de capacitatea ei de a inspira și de a încuraja oamenii la fapte bune. Am făcut legământ să continue munca tatălui meu pentru prosperitatea și stabilitatea României, pentru a consolida poziția ei internațională. Toate acestea reprezintă o datorie care nu se încheie niciodată. Din adâncul inimii, doresc tuturor românilor din țară, din Republica Moldova și din toate colțurile lumii, mulți ani fericiți, cu sănătate și pace sufletească. Așa să ne ajute Dumnezeu!